Bună ziua! Bună ziua! Mai este șef de gara aici, domnul Ionescu? Ești după aici? De la Oarba. Oarba? Da. Nu știu unde e Oarba. Peste deal. O fi, dar ce ai cu Ionescu ăsta, că a murit din 44? Cum ești după aceea și nu știi că domnul șef a murit în 44? Haia! Ia o țigară! Dumneata ai lipsit mult de pacinea. 21 de ani. 21 de ani. Vii din America? Nu. Ai fost prizonier? Chiar așa. 21 de ani, zici? Auzi? Eu parcă te-aș cunoaște din undeva. Mărine. Păi. Bă, omule. Bă, omule, bă. Bă, omule, bă. Bă, Vasile. Vasile. Bă, cum arăți? Dar tu de unde vii? Că pe aici s-au făcut pomenele. Maria, trăiește. Trăiește. Și copiii? Și copiii, Vasile. Viața face mâine nuntă. Eu am la școala de șoferi. Dar o să pinge și el la petrece. Spui că sunt bine cu toții. Cu toții, Vasile. Cu toții. Nevasta de jelit. Ți-a făcut mormânt cu piatră regulă. A pus popii să-ți facă slujbele. Ți-a făcut toate pomenile. Bună apa de acasă. Bună, Vasile. Bună. După atâția ani, beam orachiu împreună. Beam, Vasile. Beam. Mărine, și zici că mâinerea mea e singură? Nu s-a încăibărat cea cu cineva. Că atâția ani, e. Ca muncenică, am muncit să știu. O să vezi și tu ce a putut să facă ea de una singură. Și zici că fata mea se mărită mâine? Mâine mă zic. Are naș de la București. Ia un băiat din la stație. I-a plăcut, ce să-mi faci? Hai să bem. Am bani. Am 8.000 de lei. Zici că Maria mi-a făcut pomenile. Făcut, Vasile.
că n-ai dat niciun semn. Oare ce făcuși tu pe acolo, de când a dispărut? A fost mare bătălare, Marine. Asta-i soarta omului. Ai mare ordonă, cei sărași pătimesc. Ai albit rău. Te-ai chinuit mult. Destul. Am muncit pentru 7 vieți să-mi ajungă. Ei ar fi putut să te ierte? Mai bem una. Vasile, mă gândi să nu sperii pe-a ta când te vedea. Că nu e ușor să afli că trăiești. Și omul își dintr-o mare bucurie poate da ortul popii. Nu mai e nici a tânără. O să mă îmbăt. Și diseară sunt în schimb. Tot la care a ferată? Tot. Mi-am făcut și eu o casă. Să vin să vezi. Am și pomi, am și o bițică. Mi-am crescut copiii mari, sunt mulțumit. Nevastă-ți sănătoasă? Slavă Domnului, sănătoasă tu. Ai venit. Și zici că mâine nu ta fiimii. Dacă sunteți cu toții bine, să-mi poftiți mâine la nuntă. Glumea, Joasele. Ce să căutăm noi la nuntă? Oamenii și-au făcut socotele lor. Ai venit, Vasile? Nici nu vreau să aud. Când zici că e nuntă, tu știi mai bine ca mine. Păi la 11 o duci pe mireasă la biserică. Atunci la 11 tu și cu nevasta să fiți la poartă. Te-am înțeles? Sănătate. Vasile, cu ce te duci tu până la oarba? Da, îi găsi o român. Care mergeți, băi, oameni buni până la oarba? Dacă mai te boviți la un rachiu, noi, dar mai avem la roată o leacă de trebușoară. A, bine, bine, să luați și pe românul ăsta, că vine de departe. Vă dau și bașiși. Am bani. Bani mulți. Uite aici. Lasă, lasă bani. Aici. Lasă, lasă. Mergeți, bă. Vreau să ajung acasă, că mi-au fi. Am bani. Am bani. 8.000 de lei câștigați cu sânge de mine. Mergeți sau nu? Haide, frate, că la oarba mai dă românul ăsta un rachiu. Hai să mergem. Dau, de ce să nu dau? Mă vă opresc la nunta fiimii. Nu mă lași taman la nunta fiimii. Mâine la 11 și te văd în polburarea mireții. Auzi? Nu cumva să nu vii.
Bine-mi pare lumea, hai bine, dar o poate nemițole, ce să trăiască bune-mi doare, inișorii bune. Bine că ați venit! Vă mulțumesc la amândoi! Dar cum de-ați aflat că-i nuntat? Păi toată lumea vorbește! Că și la noi ne-a haltă Lidia. Ce altceva să facem toată ziua decât să dăm din clanță? Că trenuri nu-s prea multe și lumea e lume. Haideți, nu mergeți la biserică. Mergem, cum nu? Mărine, lasă darul soacrii mari. Să nu mai cărăm cu noi. Și când o fi la mață, o să strige cineva. Dar ce v-ați apucat păcatele mele cu cadouri? Asta e pentru bărbatul dumitale. Pentru cine? Vasile, că doar el m-a chemat. Altfel, nu veneam oricât aș fi știut eu cu faceți nuntă. Da. Da. Ce-i cu dumneata? Nimic. Cum nimic? Ori nu știi că omul meu e mort de 21 de ani pe front? Spune. Nu cumva ai băut ceva azi dimineață? Dar ce o să face oameni în gură acolo, dar nu mai veniți odată? Spune că nu ești beat. Auzi tu, măi, omului Dumnezeu? L-ai văzut într-adevăr? Da. L-ai văzut. El de ce s-ascunde? De ce fuge de noi? De ce nu se arată dacă mai trăiești? Ce-i, mamă? Ce te-au făcut oamenii ăștia? Nimic. Nu mi-au făcut nimic. Lasă-i. S-au zărghit. Uite, omul ăsta zice că unde tai că tu? De ce nu vă petrece și el la biserică? Și voi, dacă v-ați îmbătat acasă, de ce nu vă vedeți de ale voastre și stricați petrecerea nunții? Mai bine spuneți ce? Ce să fie oameni buni? Al meu a băut aseară cu Vasile și el l-a invitat la nuntă. Nu-i așa, măi bărbate? Așa. Domnule, mă, omule, nu spui drept? Tata trăiește? Ai vorbit dumneata cu el? Stam așa, pe seară, ieri, în hal. Adică nu stam. Veneam de la aliment. Când... Stăteai sau veneai? Băuțești, spune dacă n-ai băut. Cum? Păi vezi? Ce te văd? Lasă-mă! Cui el a băut? Rachiu după rachiu! Cu Vasile! Ei, asta-i! Cum să-ți mai dai seama? Și noi bem de-aseară și nu ne-am pierdut mințile. Cântați-mă că de-aia luați bani. Ha! Ți-ai legat de treburile dumitale decât să... Hai pe mine să mergem! Hai să mergem, că ăștia spun sare să...
Marie, ce s-a întâmplat? L-au găsit. Pădurea de lângă lui. Colea. La marginea satului. Dacă ai fi venit cu el până acasă, soarta